Auziți? S-a insistat destul de mult să am un cuvânt, nu vă speriați că nu predic, doar vă amintesc, probabil că într-un minut, maxim până în trei, pentru că îi iubea. Tot ce a făcut Dumnezeu cu spațiul ebraic a fost pentru că îi iubea. Gândul pe care l-am pentru voi e următorul. Cum arată casa pe care o iubește Iisus? Astăzi casa Cadar, casa Lazurca, căminul pe care îl iubește Iisus. În căminul ăsta mai întâi există probe. Domnul Iisus îl iubea pe Lazar, o iubea și pe Marta, care era un pic cam, avea un papagal cam mare, aviz amatorilor, dar o iubea și pe Maria. Pe toți îi iubea. Și când a aflat că Lazar e bolnav, a mai zăbovit câteva zile. Casa pe care o iubește Iisus e o casă probată. Nu vă mirați. Nu vă mirați dacă vin peste voi probe, teste. Avraame, a zis Dumnezeu. Și parcă îl văd cum s-a șters la ochi, trezind și zicând, în sfârșit vine Isaac. Și Dumnezeu zice, a venit deja Isaac, dar acum te probez. Pe care din noi doi, adică mine, eu, Dumnezeu, a zis Dumnezeu, și Isaac, băiatul pe care l-a așteptat 25 de ani, pe care din noi doi îl iubești mai mult? Eu te iubesc pe tine, Avraame. Dar tu pe care din cei doi îi iubești mai mult? Pe care? Și ca să-mi demonstrez, te supun la un test care mișcă universul întreg. Ia-l pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adumi-l ca jertfă. Când vin probele peste casele noastre, nu uitați cine e Dumnezeu. Dumnezeul este cel atotputernic. Dumnezeul este cel sfânt, cel adevărat, cel drept, cel măreț, cel suveran. Și ce a zis Avram despre Dumnezeu în mintea lui, în inima lui? O să-l duc pe Isaac pe altar, o să-l leg, o să-i dau foc ca jertfă, o să fie carbonizație, transformă fiecare os din el în cenușă și carbonizat fiind din praful anumit cenușă, Dumnezeu meu e capabil. Se refacă inimioara, se refacă plămânii, se refacă rinichii, se refacă mâinile și picioarele. Crezi că Dumnezeul tău e tot puternic, aleluia. Slăvit să fie numele Domnului, indiferent ce prove vin, dragile mele familii, nu doar cele două, oricare ați fi din Betania, dacă te iubește Dumnezeu, nu înseamnă că nu te așează sub probe. Când ești în vremea testelor, satana o să zică că te urăște Dumnezeu. Dacă te-ar fi iubit, te-ar fi vindecat. Dacă te-ar fi iubit, s-ar fi rezolvat problema financiară. Dacă te-ar fi iubit, ar fi arătat lumii întregi. Nu, 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 nu. Casa iubită de Dumnezeu e o casă probată. Să știți că iadul întreg se uită la casele care sunt probate. Uitați-vă la Iov, iubit de Dumnezeu și bolnav pe moarte. Iubit de Dumnezeu și bârfit de alții. Iubit de Dumnezeu și calomniat. Iubit de Dumnezeu și respins. Rămâi cu credința aceasta. Dumnezeul tău nu moare, Dumnezeul tău nu poate fi învins, Dumnezeul tău rămâne pe tron. O casă iubită de Iisus. E o casă protejată. E o casă protejată. În fiecare familie din Egipt era un întâi născut mort. Cadavru după cadavru. Cimitirul era plin. Se ajungeau slujbele de factură faraonică și egipteană groaznic de mult. În fiecare casă de evrei era un steag alb de biruință. Știți de ce? Pentru că la intrarea principală era așezat sângele mielului. Casa iubită de Iisus, de Dumnezeu, e o casă protejată. O să aveți probabil momente când vedeți pericolul atât de aproape încât ziceți nu se mai poate întâmpla nimic pozitiv pentru casa mea. Nu mai există nicio casă, nicio șansă pentru casa mea, pentru familia mea, poate pentru pruncii tăi, poate că au ajuns din domenii grav afectate, care la spital. Am să spun ceva. Cel ce ne vorbește prin cartea asta numită Biblia este cel atotputernic. Este Dumnezeul cel viu, este Dumnezeul care a zis că ne protejează. Lăudați să fie numele Domnului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 44.
Dumnezeule, Tu ești împăratul meu, poruncește izbăvirea lui Iacov. Asta înseamnă poruncă divină, protecție. Și nu uitați, casa iubită de Dumnezeu rămâne pururea. Cuvântul Domnului spune foarte clar, noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu, versetul 8, și pururii slăvim numele Tău. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Fie ca ale noastre case, indiferent de numărul membrilor lor,